Doamnelor domnilor consilieri, stimați invitați, vă voi invita de cu dispozițiile articolului 134, aliniatul litera A din codul administrativ, modificările și completările ulterioare, ați fost convocați pentru astăzi în ședință extraordinară. Prin dispoziția numărul 68 din 23 septembrie 2021, emisă de domnul primar. Din consultarea codicii de prezență, rezultă că sunt prezenți 10 consilieri, absentând doamna consilier Barbara. Ședința, fiind legal constituită, își poate începe lucrările. Rog pe domnul primar să prezinte proiectul ordinii de zi. În primul rând vreau să vă mulțumesc că suntem în primul rând ca să încercăm toate cei care dată să rezolvăm problemele comunității locale. Vă salut în egală măsură pe cei care formați deliberativul comune și în mod deosebit pe cei care sunt invitați. Evident că o să încep cu doamna contabilă, Cătăuțeanu, doamne. Pot să vin și mai aproape de dumneavoastră. Simt așa o apăsare. Salut în același timp prezența domnului inginer Vlad Negre, care este vinovat în îngrijorare pentru lucrările la investiția, poate cea mai importantă, pe care mă derogează administrația locală de atâția ani, realizarea rețelei de apă canalizare pentru comunitate. În momentul când am gândit ordinea de zi, am ajuns la concluzia că nu există altă soluție, dat fiind oportunitățile și mai ales unul dintre proiectele de hotărâre, care sper să devină hotărâre prin bunăvoința dumneavoastră, are termene de cădere ziua de mâine 27. Este vorba de un proiect foarte important care ne poate ajuta în ceea ce privește finanțarea investiției pe care am menționat. În conformitate cu regulamentul, o să reamintesc ordinea de zi pentru a putea fi deliberată de către dumneavoastră. Avem la primul punct un proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului comunei noastre, pentru mesul al treilea, inițiatorul subsemnat. La punctul al doilea, am anticipat deja, este vorba despre proiectul de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții, realizare, rețea, apă potabilă și canalizare, satele Filipești și Bogdănești, comuna Bogdănești, Bețul Bacău. Asta a fost repartizat în Comisiei de Specialitate numărul 1, Comisia Economică. La punctul al treilea, un proiect de hotărâre privind asocierea OATE Bogdănești cu județul Bacău și OATE Bărgărești în vederea finanțării și realizării în comună a obiectivului intitulat Reabilitarea și modernizarea drumului comunal BC-129, drumul comunal drumul dealului, până la limita cu Bărgărești. În lungime de vreo 4,03 km, mai exact, de la DN-11, de la noi până la intersecția cu drumul de cealaltă 16. E vorba de drumul care pleacă din tot în drumul național 11, la Văiduț și își continuă traiectul, îl cunoaște pe la Bahna și Mâna Bărbărbărbărbărbărbăr. Punctul 4. Propunem un proiect de hotărâre privind aprobarea suplimentării numărului de branșamente la rețeaua de apă și canalizare în cadrul proiectului de investiții, realizarea rețea apă potabilă și canalizare, satele Filipești și Bogdănești, inițiatorul subsemnat. Al 5-lea proiect de hotărâre, practic avem numai proiecte de hotărâre la ordinea de zi, proiect de hotărâre privind modificarea și completarea unei hotărâri de Consiliu adoptat în prima fază, numărul 35, este din 12 a 8 a 2021,
punctul 6-lea, un proiect de hotărâre privind desemnarea unui consilier din cadrul Consiliului Local, ca reprezentant al Consiliului Local al Comunei Bucănești, în Consiliul de Administrație al Școlii din Natura Bucănești, inițiator, Comisia de Specialitate numărul 2. Și obiceiul nostru, impus de legislație, fără îndoială, solicitarea adresată Consiliului Local. Să pun la vot ordinea de zi anunțată, să ne discutăm. Mulțumesc pentru bunăvoința dumneavoastră care este una mea. Înainte de a preda tapeta președintului de ședință, vă rog să reflectați la următoarea situație. Ca să fim așa cum suntem obicei și politicoși, mai ales invitate, vă sugerez să deliberăm mai întâi asupra celor două proiecte de hotărâri care vizează și relația noastră cu relația contractuală în spatele entității juridice acolo, dintre care executantul principal este Gironapo, reprezentat de domnul ar fi aprobarea indicatorilor tehnico economici și aprobarea proiectului de hotărâre privind branșamentele, că tot ele execută. Mulțumesc celor care s-au implicat în pregătirea materialelor prevăzute de legislație pentru această ședință extraordinară, care a însemnat un efort în echipă pentru recuperarea timpului și a putea transmite mai ales hotărârea în legătură cu aprobarea noilor indicatori tehnico-economici în termen. Deci, mâine, pe 27, hotărârea privind implementarea finanțării va ajunge de la ministerie prin bunăvoința dumneavoastră și alte persoane implicate în această activitate. Deocamdată atât la prima intervenție. Domnul inginer, bănuiesc că v-a ajutat dacă au fost lucruri de clarificat și la dezbatere, în egală măsură, îi cunosc disponibilitățile de conlucrare. Atât. Mulțumesc, domnul președinte de ședință. Care trebuie ales. Vă rog să faceți propuneri pentru alegerea unui președinte de ședință. Acum, dar e făcut cu domnul consilier cu acea cameră. Mai sunt alte propuneri? Da, domnul consilier, domnul. Rog, conțineți domnul consilier la nu. Înțeleg că nu e de acord cu domnul, da? Propunerea. Mai sunt alte propuneri? Supun la vot propunerea ca domnul consilier Oancea să fie ales președinte de ședință pentru o perioadă de 3 luni, cum ați stabilit dumneavoastră, cine este pentru? Deci, în unanimitate, domnul Oancea Carmiel va fi unul președinte de ședință pentru o perioadă de 8 zile. Vă fiți, domnul președinte. Voi să-l felicităm și mulțumim pentru încrederea acordată. Înainte de a trece la ordinea de zi, rog domnul secretar general de a prezenta și a supune spre aprobare procesul verbal de la ultima ședință. Da, supun atenție dumneavoastră despre procesul verbal încheiat în ședința anterioară. Dacă sunt de făcut observații în procesul verbal. Acum, cine este verbal? Da, mulțumesc în anumitare procesul de anumitare de ședința din acest lucru. M-am fost aprobat în anumitare. Mulțumesc. Da. Trecem la ordinea de zi. Punctul numărul 1. Proiect de hotărâre. Deci am rugămintea, exact cum v-a propus și domnul primar, să discutăm întâi cele două proiecte de hotărâre care trebuie și domnul inginer Paranică, ca să... Deci, respectiv, cel cu aprobare indicatorilor tehnico-economici.
rețeaua de apă și canalizare și, evident, aprobarea demisului general actualizat și, după aceea, suplimentarea branșamentului pentru rețeaua de apă și canalizare. Mulțumesc! Da. Deci, punctul numărul 2, da. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții. Realizare rețea apă potabilă și canalizare în satele Filipești și Bogdănești. Comuna Bogdănești, județul Bacău. Inițiator Comisia numărul 1. Domnul viceprimar, da? Aveți cuvântul. Mulțumesc. Lipsește Diana și propun articolul 1, actualizarea indicatorului tehnico-economic pentru obiectivul de investiții, realizarea rețea apă potabilă și canalizare, satele Filipești și Bogdănești, comuna Bogdănești, județul Bacău. După actualizarea, sumei totală va fi de 18.122,68 lei, din care construcții montaj 13.562 de lei, 594,9 lei cu TVA. Articolul 2. Se aprobă devizul general actualizat din septembrie 2021 în baza articolului 1 din ONG 93/2021 privind instituirea unor măsuri pentru derularea PNDL al investiției realizarea apă potabilă, canalizare, satele Filipești și Bogdănești, comună Bogdănești, de toate după cum urmează. Valoarea totală a obiectivului de investiție este de 18.165.223,68 de lei, inclusiv TVA, din care buget de stat 17.758,95 lei, inclusiv TVA, bugetul local 406.538,49 de lei, inclusiv TVA. Articolul 3. Se aprobă finalizarea actualizării rez de cont finanțare de la bugetul local a investiției realizare rețea apă potabilă și canalizare satele Filipești și Bogdănești, județul Bacău, în valoare de 9.878,130,33 lei, inclusiv TVA. Articolul 4. Valoarea actualizării în baza articolului 1 din ONG 93/2021 este de contat de la bugetul de stat este suma de 192.754,31 lei, inclusiv TVA. Articolul 5. După aprobare, domnul comunic, doamna Andrușca Nicolae și doamna Recuțiană Robenea, consilier al aparatului specializat al primării Comunei Bogdănești, conduce la îndeplinire hotărârea. Articolul 6. După aprobare, Secretarul Comunei Dumnezeu Vasile va comunica hotărârea Comunei Bogdănești, Departamentul Financiar cu Stabilitate din Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației și Instituția Președintelui Județului Bacău. Vă mulțumesc! Mulțumim domnului viceprimar. Dacă recunoaștem tot la Comisia Economică Federală, Comisia numărul 1, avem avizul favorabil. Noi, Comisia numărul 1, am dat aviz favorabil la aceste proiecte. Mulțumim. Dacă pe marginea acestui proiect sunt de făcut completări, obiecțiuni sau... Nu sunt, da? Supunem spre aprobare. Mai întâi, domnul. Da, pe domnul. Eu vă zic că domnul din n-am participat la discuțiile de dimineață care au fost pe comisii. Sau oricare din pe dumneavoastră, ca să înțeleg foarte bine, deci, valoarea lucrărilor suplimentare, care ar fi demnificatul de proiecte? Eu am găsit așa, probabil aici trebuie să le urmăresc. La articolul 4, la letra. Valoarea suplimentară suplimentare sunt integrate în valoarea devizului general. De acord. Valoarea devizului general acum este modificat odată prin relocarea sumelor care reveneau pentru finanțarea bugetului local. Deci au apărut acele modificări pe care le cunoaște toată lumea.
În primul rând, o cauză a fost schimbarea sursei de apă, da, care a condus la aceste lucrări suplimentare și, evident, relocarea unor lucrări ca urmare a schimbării sursei de apă, de la Raja la, la Crama. Valoarea, dacă îmi permiteți, valoarea se poate deduce între ceea ce a fost, da, și care e valoarea actuală. Exact. Deci se face comparație între ceea ce a fost aprobat, ca și de vieți, până acum, și cu... Bine, Eu vreau să văd acum exact că mizăm cât mizăm de această finanțare de la bugetul de stat, ea poate să iasă, poate să nu iasă. De nu știu, pentru noi a fost dumneavoastră de vestul general care a fost aprobat prea mult? Nu mai am pic de un secretar, că am început. Vreau să știu suma, cu atât mai mult că sunt primul interesat și evident că mă îngrijorează. Dacă nu iese, care ar fi diferența pentru lucrările suplimentare? 2 milioane de lei cu TVA cu tot. Deci 20 de miliarde? Da. E semnificativ. Și din care cofinanțare văd aici rest de recontate la bugetul de stat, conform articolului 1 din ordonanța evocată în orice de anul curent. Nu este o sumă imposibilă. Dar este necesară pentru finalizarea și pentru funcționarea sistemului de apă. Dar trebuie să o avem. Am zis că este necesar. Să sperăm că, în principiu, orice ce sumă este binevenită pentru finanțarea acestei lucrări. Alternativa, evident, va trebui să ne preocupăm în continuare în acelea structuri de finanțare pentru finalizarea proiectului. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul primar. Supunem la vot acest proiect de hotărâre. Cine este pentru? Da, deci, în unanimitate, proiectul privind actualizarea din tabelul principiului economic și aprobarea de legii general actualizat la aprobat. Da. Trecem la punctul numărul 4, am înțeles, da? Proiect de hotărâre privind aprobarea suplimentării numărului de branșamente la rețeaua de apă și canalizare în cadrul proiectului de investiții realizare rețea apă potabilă și canalizare satele Filipești și Bogdănești, comuna Bogdănești, județul Bacău. Inițiator, domnul primar. Aveți cuvântul, domnul primar. În legătură cu această problemă, noi am avut discuții evident informale. Acum trebuie să statuăm rezolvarea problemei. Am explicat că, în legătură cu proiectul de apă și canalizare, la un moment dat să vorbea despre bugetul general și obligațiile contractuale în acord cu prevederile din bugetul lucrării. Atât licitația, cât și prevederile contractuale au plecat de la o estimare, care puteai să știi dinainte, cât se vor branșa, cât nu se vor branșa. Am încercat să, împreună cu echipa din primărie și cu proiectantul, evident, să plecăm de la o soluție de echilibru pe valoarea de 300 branșamente pentru apă, și o valoare identică, deci 300 branșamente pentru canalizare. Odată cu derularea lucrării am constatat că interesul oamenilor din comunitate, gospodarilor, folosind poate o sintagmă adecvată, pentru că branșamentul se face pentru gospodării.
la urma urmei. Deci, interesul oamenilor a fost peste așteptări în ceea ce privește dorința de finanțare. Am realizat anul trecut, împreună cu echipa din primărie, un recensământ al gospodărilor care doresc să se branșeze și reiau ideea că acest recensământ a depășit prevederile de caietul de sate, prevederile contractuale. S-a ajuns aproximativ la 450 de gospodării, conform evidențelor pe care le avem în primărie, în totalitate, pentru ambele localități, Bogdanești și Lipeni. Acum, și acest proiect de hotărâre a fost gândit tot pe o estimare care să fie cât mai aproape de ceea ce se va întâmpla, pentru că mai intervin schimbări de calculul executiv din motive care nu ne pot fi imputabile nouă. Sigur, analizând lucrurile în finalitatea lor, este îmbucurător, pentru că dacă ai un număr mai mare de branșamente, înseamnă că investiția nu a fost gândită, ea a fost dorită și finanțată, sperăm, până la capăt, ca acest proiect să se termine până la sfârșitul mandatului, să spunem, cu darea lui în funcțiune, că asta trebuie să fie finalitatea propriu-zisă. Asta este bine nu numai pentru cei care sunt în proximitatea rețelelor de apă și canalizare, va fi o condiționare importantă și pentru stația de epurare, care nu poate funcționa decât în baza unei anumite cantități proiectate în trei moduri, după câte înțeleg. Ca să funcționeze, deci trebuie să fie cât mai mulți beneficiari. Cei 450 ar fi dorit să devină toți, pur și simplu, beneficiari, ca să condiționeze și epurarea apelor uzate. Am să dau citire proiectului de hotărâre în temeii celor deja prezentate. Propun la primul articol să se aprobe suplimentarea numărului branșamentele de canalizare cu 150 de bucăți și a numărului de branșamente de apă tot cu 150 de bucăți pentru vechiul de investiții, realizare, rețea, apă potabilă și canalizare pentru satele Bogdănești și Filipești, Comuna Bogdănești, județul Bacău. Valoarea aproximativă fiind de 698.853,03 lei cu TVA. Aici, un scurt adagiu la acest articol, după o reflexie la nivelul compartimentului de contabilitate, juridic și cu evident reprezentantul constructorului, am folosit această sintagmă, valoarea aproximativă, pentru că intervin factori aleatorii, i-am amintit înainte. Unii s-ar putea să renunți, alții, dacă au autorizație de construcție sau sunt în procedură, evident că suntem interesați să-i ajutăm, pentru că ajutăm sistemul. În principiu, ceea ce fac se recepționează și se plătește. Rămâne valabilă, mai general. Mulțumesc, colegul.
colegilor din compartimentul pe care l-am amintit, doamne contabil, fiind de fapt, doamne Pinca, responsabilă pe achiziție publică, mulțumesc personal domnului inginer care s-a implicat. Sper să fie un început de răsplată faptul că apăresc televizată, dar să nu avem recadă participare la ședință. Da. Articolul al doilea. După aprobare primarul României, doamna Răcotu Virgulica, doamna Răcăuțeanu Romene, consilieră superior, și doamna Irpin Carină, consilier juridic, vor duce la îndeplinire hotărârea. Al treilea. Articol, după aprobare, secretarul general al Comunei, domnul Ceoi Vasile, vă comunica hotărârea doamnei Răcăuțeanu Romene, consilier superior, doamna Irpin Carină, consilier juridic, primarul Comunei Bogdanești, și instituție prefectului județului Bacău. Despre asta am scris, evident, și referatul de aprobare. Mulțumesc, m-ați ascultat. Mulțumim, domnule primar. Comisia de specialitate în urmă. Da, și în această comisie, fiind gata de aprobare. Mulțumim. Dacă marginea acestui proiect sunt de văzut obiectiv, vă credeți sau mai mult? Nu mai am fost, domnul președinte. Mă mulțumesc, domnul inginer, nu privește ordinea grădinii în continuare, să le redau familie. Mulțumesc, domnule inginer. Mi-am rămâneat mai statat, am suficient prietene. O să încep prin cursul politic. Mulțumesc, domnule inginer, să vă mulțumesc, ne-am cezit în urmă. Cu hotărârea, domnul inginer, pentru mâine, da, deci nu sunt obiecturi, supunem la vot. Cine este pentru? Mulțumesc. Da, de ce nu am uitat deja acest proiect de hotărâre a fost aprobat? Da. Punctul numărul 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului UATE Bucănești și Bacău pe trimestrul 3-2-2-2-2. Inițiator, domnul primar. Aveți cuvântul, domnul. Da, mulțumesc. Este o temă des întâlnită în mod firesc, pentru că este vorba despre bugetul comunității locale și, pe drept cuvânt, bugetul fundamentează activitățile noastre. Ceea ce ne dorim, dacă vreți, plecând de la secțiunea de funcționare a administrației locale și fără îndoială, mai ales secțiunea de dezvoltare, trebuie să fie finanțată. Ce este bugetul, iarăși reamintesc această construcție teoretică care trebuie să fie, are două părți, venituri și cheltuieli, care trebuie să fie în echilibru. E dificil să și legea, la un moment dat, oprește această practică, să cheltui dacă nu ai credite mai mult. Poți să ai credite și să nu ai lichidități, să nu ai în casă atât la venite de la venite din localitate, cât și din alte surse. Și, apropo de alte surse, o parte din venituri au fost proiectate când s-a pregătit bugetul Comunei Bucănești, să vină din impozitul pe venit, dacă vă mai amintiți. Și, în general, sumele din impozitul pe venit, sumele din TVA, sunt repartizate conform legii printr-o instituție care se numește Administrația Financiară a Județului Bacău. Inițial noi am avut o sumă repartizată și ceea ce a intrat ca și venituri în bugetul nostru a fost sub ceea ce a fost proiectat. Acum, bugetul
poate fi conform legislației în vigoare, reamintesc legea finanțelor publice locale 273 de 2006, el respectă și trebuie să respecte ca o tratătură principală echilibrul între partea de venit și partea de cheltuieli. În același timp, aceeași lege precizează posibilitatea de a fi rectificată. Așa cum reaminteam cu altă ocazie, asta înseamnă adaptabilitatea bugetului. Și fluența lui. Degeaba ai o construcție dacă nu te-ai luat-o, dacă nu ți este utilă. Începând cu trimestrul al treilea și, în general, dacă ai venituri suplimentare, le poți prinde în buget, le poți utiliza în conformitate cu oportunitățile pe care le stabilim împreună. Am mai amintit că sunt situații pozitive, încurajatoare, dar și situații care trebuie să se dea de gândit în legătură cu bugetul. Cele care sunt mai greu de suportat sunt rectificările negative. Când predispoziția legii ne sunt luate venituri, atunci trebuie să găsim soluții pentru ceea ce am avut în construcția inițială a bugetului. Și la un moment dat nu are. Actuala propunere de rectificare rămâne totuși o rectificare pozitivă, nu mult. Ceea ce Direcția de Finanțe a considerat că nu vom putea realiza din impozitul pe salare, aminteam înainte, a fost rezolvat, bugetul rămâne echilibrat și chiar pozitiv un pic, prin repartiție de sume din deviată, dacă de amendez. Și în final, deci rectificarea este pozitivă și a vizionat secțiunea de funcționare și este valoarea de 86 din lei, 86 milioane lei pe lei. O să dau citire. Propunere proiectului de hotărâre. La primul articol propun să se aprobe rectificarea bugetului local pe trimestrul 3 la secțiune de funcționare cu suma de 86 miliarde la partea de venituri și la partea de cheltuieli, conform situației anexei ce face parte în legătură din prezenta hotărârii. Articolul al doilea, după aprobare, hotărârea urmează să fie dusă la îndeplinire de către doamna Răzăuteanu Romenea, consilierul aparatului de specialitate al primarului Comunei Bogdanești, al treilea, care este și ultimul. După aprobare, secretarul general al Comunei Domnul Mâncel de Vasile va comunica hotărârea primarului Comunei Bogdanești, compartimentul financiar contabilitate și instituției prefectului de județ de Bacău. Atât, mulțumesc, doamna. Mulțumesc, domnul primar. Comisia de specialitate numărul 1 pentru aprobare. Da, și acest proiect a primit aviz favorabil din partea comisiei. Mulțumim. Dacă aveți comentarii. Propun, supunem la vot. Cine este pentru? Mulțumesc. Deci, în unanimitate, de votul și acest proiect de hotărâre a fost aprobat. Da. Punctul numărul 3. Proiect de hotărâre privind asocierea UAT Bogdănești cu județul Bacău și reabilitarea și modernizarea drumului comunal 129 Bărgărești, intersecția cu drumul județean 116 Bogdănești, intersecția cu drumul național 11 în lungime de 4,3 km județul Bacău. Inițiator, domnul primar. Aveți cuvântul. Încercam, mă rog ca o apreciere, în primul rând, pentru dumneavoastră, să explic decizia de a utiliza această procedură legală de convocare în ședință extraordinară, invocând oportunitatea
acest proiect de hotărâre îl putem considera ca una din oportunitățile de care administrația locală trebuie să profite într-o expresie mai simplistă. Administrația locală poate să realizeze ceva pentru comunitatea locală. Asta înseamnă. După cum vedeți, este invocat, însăși prin titulatura proiectului, este invocat principiul asociere. Adică să punem umărul împreună cu vecinii noștri la Comuna Părgărești și cu județul Bacău, care are mai mult bani decât noi. Dar, dincolo de aceste considerente strict financiare, eu apreciez în mod deosebit interesul președintelui Consiliului Județean, pe care îl cunosc personal. Și această relaționare a fost implicită prin proiectului de apă și canalizare, mai ales în fața obținerea avizelor necesare pentru finanțarea pe care în final am primit-o de la Ministerul Dezvoltării, un om deosebit, care are foarte multe disponibilități și are viziune. Faptul că s-a gândit să ajute două ATO-uri din zonă, discutăm principiul. Asta mea personală îmi demonstrează că este preocupat de gospodărirea și administrarea județului. Județ care cuprinde vreo 90 și ceva de entități administrative. Gospodărirea acestor entități dincolo de teoretic. La modul concret, cel puțin în cazul de față, înseamnă și preocuparea Consiliului Județean pentru crearea premiilor necesare agenților economici din zonă și nu numai, care creează locuri de muncă, creează locuri de muncă și aduc bani la bugetul statului. La bugetul statului, la bugetul județului și la bugetul local. Asta înseamnă să ai viziune. Dincolo de scopul politic implicit, rămâne ceea ce ei fac, rămâne ceea ce noi facem pentru oameni. Am mai procedat la un schimb de adrese solicitate de Consiliul Județean, care este cel puțin informal liderul asociației, în legătură cu oportunitatea modernizării drumului din Bogat. În lungime de 4 km, pleacă de la noi și iese în drumul Județean undeva pe teritoriul Comunei Părgărești. Evident că m-am simțit de la lumea ca profesor de istorie, dar nu numai. Fiecare dintre dumneavoastră, mai ales cei care aveți o anumită vârstă, ați mers de multe ori pe drumul Piamului, ați ieșit în Părgărești ca să ajungeți la, cel puțin la Târgoviște. Evident că știm ce înseamnă, din perspectivă istorică, Valea Orecutului de la Târgoviște, se branșează, folosind termenul unitate, era mai înainte cu Valea Trotușului. Valea Nicolului și așa mai departe. Cei care au vârsta mea și
sper că mai sunt foarte multe persoane mai în vârstă decât mine, își amintesc de organizarea administrativă teritorială, așa cum a existat ea până în 1968. Acum suntem la organizarea pe județe, atunci era organizarea pe regiuni. Regiunile aveau subdiviziuni numite raioane. Noi aparțineam de raionul Târgu Ocna. Dacă iei în considerare ritmul social, economic, istoric, realizezi cu atât mai mult de ce este necesară această asociere și această modernizare a drumului. Îmi amintesc, personal mai puțin, dar îmi amintesc ceea ce spuneau persoane mai vârstă, multe dintre ele nu mai sunt. Ca să ajungă la raion, la centru de raion pentru o problemă, mulți aveau animale pe care le contractau și trebuia să le predea la termen. Păi călătoreau toată noaptea, plecând de la Bogdănești, la limita cu Pârcărești, parcurgeau în drum o zonă așa pe care în Fioran nu aveau o notorietate foarte bună. Puteau să fie pur și simplu frăzați, atăcați și așa mai departe. Întotdeauna existați oameni fără de rede, cum se spune. Revenind la zilele noastre, evident că ritmul este altul, interesul social-economic impune altă ritm și mai ales impune existența unei infrastructuri ca atare. Administrația din Bogdănești, în raport cu resursele pe care le-a avut, a început practic modernizarea acestui drum până la limita cu Pârgărești, mai precis, la limita extravinamului din deal. Drumul pe care l-am realizat noi nu rezistă la un trafic corespunzător unei economii așa cum ea se profilează în zonă. Mă gândesc la firmele domnului Fudulache, acolo unde lucrează români, lucrează și străini și care trimite și va putea potența finanțele locale în continuare. Aceleași interese l-are și Oarde Pârgărești. Invocam principiul asociativ care se folosește, din păcate, mai puțin la noi sau și mai puțin apreciabil, mai puțin eficient. Această asociere, indiferent de conjunctura economică, în mod sigur va fi benefică pentru Comuna Bogdănești. În primul rând, noi vom participa numai cu 5% din valoarea investiției pentru drumul respectiv de 4 km și ceva, la fel ca și Oarde Pârgărești, finanțarea va veni în proporție majoritară de la Consiliul Județean. Evident că după prima relaționare, cred că la Consiliul Județean acolo există o echipă care are în lucru acest proiect. În pur și simplu suntem la a doua etapă, care înseamnă implicarea oficială, implicarea formală, deci intrarea Oarderului nostru în această asociere. Chiar dacă la noi, din punct de vedere financiar, prioritatea numărul unui an și canalizare, sunt convins că vom găsi resurse care nu sunt de natură să ne copreșească, așa cum spuneam, dar în același timp am făcut niște promisiuni, cu toți am făcut niște promisiuni aici, că vom contribui
putem până la societățile administrate de domnul Cudolari. Și nu rămâne decât să continui cu proiectul de hotărâre, privind atatirea oarte pădăriei cu județul Bacău și oarte pădăresc în vederea finanțării și realizării comună obiectivului de reabilitare și modernizare a zonului comunal de 1929, Pârgărești, intersecția cu drumul de Țian 116, Bogdănești, intersecția cu DN 11, în lungime de 4,3 km. La primul articol propun să se aprobe asocierea oarte Bogdănești cu județul Bacău, Pârgărești, așa mai departe. Este ceea ce am amintit deja în titlul acestui proiect de hotărâre. Articolul al doilea, alineatul 1, propun să se aprobe contractul de asociere prevăzut în anexă, parte integrantă a prezentului proiect de hotărâre. Și alineatul al doilea, să se împuternicească primarul comunei, ca în numele pentru oameni Bogdănești, să semneze contractul de asociere prevăzut la alineatul 1 al prezentului articol. Articolul al treilea, după aprobarea hotărârii, să poată fi contestată de cei interesați în termenul stabilit de legea contențiosului administrativ, adică legea 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, la Tribunalul Bacău, secția a doua civilă, și de contențios administrativ și fiscal, acțiunea fiind scutită de taxe de timp. Articolul al patrulea, după aprobare, secretarul general al Comunei, domnul Teoi Vasile, va comunica hotărârea instituției prefectului județului Bacău, Comunei Pârgărești, Consiliului Județean Bacău, adică Serviciului Public Județean de Drumuri, primarului Comunei Bogdănești, compartimentul financiar contabilitate și va fi făcută publică în condițiile lege. Atât. Mulțumesc că a fost răbdare. Mulțumim, domnule primar. Comisia de specialitate numărul 3. Pentru acest domnul Comisia Juridică numărul 3 a dat aviz ca altărată ca și acest proiect. Mulțumesc. Mulțumesc. Dacă sunt obiecții, comentări, vizare de acest proiect? Dacă nu sunt, supunem la vot. Cine este pentru? Adică, în modalitate de vot, așa de la proiectul hotărârii a fost aprobat. Mulțumesc. Următorul punct din ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local numărul 35 din 12.08.2021 pentru completarea inventarului bolurilor care alcătuiesc domeniul public al Comunului Bogdănești de Țăpană. Inițiator, domnul primar. Aveți cuvântul, domnul primar. Da, mai multe a face cu acest proiect. Probabil eu m-am grăbit. Și așa s-a ieșit această hotărâre. M-am grăbit pentru că vreau să recuperăm banii pe care noi deja i-am investit la votul din Slobozia, care este deja finalizat. Întâmpinăm foarte mari și multe dificultăți în a ne recupera banii pe finanțarea europeană. Și eu desfid pur și simplu aceste proceduri birocratizate. Am văzut drumul Iașului, drumul Bacăului de atâta timp. Podul este și recepționat și evident că avem nevoie să ne primim bani pe care noi am plătit deja constructul conform procedurilor legale și ca de obicei, nimeni noi nu-i pasă, vorbesc de eșaloanele superioare ca la armată, că noi am plătit acest bani, că noi avem nevoie de 3 miliarde, ceva cât avem de primit ca să putem finanța secțiunea de dezvoltare, că să lăsăm ceva în urma noastră. Vrând de vrând,
să răspundem la acest proiect de hotărâre. Pentru modificarea și completarea artele 13/12/2021, privind completarea inventarului unor caracteri de domeniu public al familiei Bogdanu. Deci, ce anume trebuie modificat? La primul articol, să se aprobe introducerea domeniului public al comunei Bogdanu de Trăbătoa Vădui din beton armat în firme circulate pe Țărâul Iduz, zona Slobozie, în satul Bogdanu, comuna Bogdanu, conform anexei care face parte integrată cu prezentul proiect de hotărâre. Articolul 2 să se înscrie dreptul de proprietate asupra imobilului încărcător la articolul 1 din prezent de proiect de hotărâre în partea funcțiară a comunei Bogdanu de Trăbătoa să lucrează pentru realizarea articolul 3-lea să se solicite avizul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice pentru înscrierea obiectivului în inventarul bunurilor care acădeze domeniul public al locuației Bogdanu. Articolul 4-lea, după aprobarea hotărârii, va fi dusă la îndeplinire de doamna Istinca Alina, consilier de Liviu, doamna Bogdanu Romene, consilierul național de specialitate al primarului comunei Bogdanu. Al cincilea articol, ultima adică, după aprobare, secretarul general al Comunei Bogdanu, domnul Ceaui Vasile, va comunica hotărârea primară Comunei Bogdanu, doamnele Bogdanu Romene, doamnele Istinca Alina, în instituție prefecte, viața va fost cu copia dătora până în este publică în comunitului lui. Da, birocrația românească este suficient de solicitantă. Poate nu chiar, dar pe aproape la nivelul pandemiei. Mulțumesc! Da, o precizare aș face aici, ca să înțelegeți exact despre ceea ce este vorba. Dacă vă aduceți aminte, în hotărârea 35 s-a aprobat completarea inventarului bunurilor care au cătuiesc domeniul public al Trăbătoa Bogdanu. Ori, ca să ajungem la inventar, prima pașii trebuie să întâi se include bunul în domeniul public, se realizează cartea funciară, se înscrie în cartea funciară la bunul respectiv, se obține avizul de la Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației și după aceea se înscrie bunul în inventar. Astea sunt pașii de urmat conform codului administrativ. Mulțumesc. Da, domnul comentar, am neapărat că înscris în domeniul public, dar nu este investiție publică prin definiție cu bani publici, teren public, ca să mă repart, am plătit taxe celor de la apele române, nu fac asta. Dacă ăștia sunt pași care trebuie scurbați, știți că dumneavoastră ați fost scurbat. Trebuit, eu am și spus de atunci că ăștia sunt pași, trebuie să obținut avizul, ca să obții avizul la minister. Trebuie să-l înscrii în cartea funciară. Asta sunt pași. De acord că trebuie că e bine să îl înscriem în cartea funciară. Dar, în mod firesc, reacția mea este reacția automatală de credere. Am dat bani în numele banilor europeni și trebuie să ne recuperăm banii. Unora nu ne pasă de asta, mi-am pasă. Atât. Da, ideea este că acest proiect de hotărâre cu modificarea articolului 35 din 12 august a fost impus pentru că au fost sunat de la control legalității actelor și mi s-a spus clar, ori o facem din oficiu, ori vor face procedură în ceea ce privește adresă clară de Consiliul Local, cu revocarea hotărârii și sau modificarea și completarea. Și am zis, domnule, de ce să mai faceți procedură dacă asta ești conform legii? Și am zis să o facem din oficiu ca să nu mai apărăm noi că ne-am depășit atribuțiile. Da. Mulțumesc! Mulțumesc! Comisia de specialitate. Domnul și domnul consilier, Comisia de politică a studiat acest proiect de hotărâre și a dat aviz favorabil. Dacă sunt de făcut completări, referitor la acest proiect? Nu. Supunem o loc. Cine este pentru? Da, deci în unanimitate de voturi și acest proiect de hotărâre a fost aprobat. Mulțumim. Trecem la următorul punct de ordine. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui consilier din cadrul Consiliului Local ca reprezentant al Consiliului Local al Comunei Bogdănești în Consiliul de Administrație
al Școlii Gimnaziale Bogdănești. Inițiator Comisia de Specialitate Bordoi. Da, proiectul de hotărâre prevede la articolul semnalat de domnul Ferian, consilier în cadrul Consiliului Local al Comunei Bogdănești, să participe la, în calitate de reprezentant al Consiliului Local Bogdănești, în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Bogdănești. La articolul 2, după aprobare, hotărârea va fi comunicată de către domnul secretar general Monciuiu Vasile, secretar general al Comunei Bogdănești, primarul Comunei Bogdănești, doamnei Ferian Adriana, Școlii Gimnaziale Bogdănești și instituției prefectului județului Bacău. Acesta este proiectul. Și având în vedere că am inițiat proiectul, evident că și a venit să este un lucru favorabil. Mulțumim. Dacă sunt toate completările de grupă. Mulțumim. Spune-mi că a fost ceea ce este proiect. Cine este pentru? La o zi. Păi, domnul Dațelu și-a exprimat și-a fost favorabil. A fost favorabil. Da, a fost favorabil. Deci, unanimitate de voturi și acest proiect a fost aprobat. Așa. Ultimul punct, solicitarea pe sale Consiliul. Nu, nu solicitări. Solicitări. Cu acestea, prin spus, este la ședința comisiei.